Vă salut, dragi peliști! Astăzi avem un Astra G Caravan. Astăzi vom schimba discurile de frână pe partea de spate. Sunt foarte uzate. Mașina e din 2001. Să vezi că sunt foarte uzate. Am luat discuri TRU. Sunt pentru Astra, pentru Meriva. Ok. În pachet avem culmea și instrucțiunile de montaj al discurilor. Deci nu trebuie să fii un mecanic super priceput, că îți dă ăștia mură în gură aici. Acestea sunt discurile. Sunt marcate TRU aici undeva. Nu știu dacă se focalizează bine, da? Și seria lor DF4050. Deci când ajunge la un minim conform constructorului, la un minim de 8 mm trebuie să înlocuite. Ca și chei avem nevoie de ciocan, da, de un cricket, o șurubelniță lată, un cap de 15, un cap de 13, eu folosesc așa ceva mic, o șurubelniță mai lată, așa, o perie de sârmă, cârpă, o clește de genul acesta să răsucim pistonașul de la etier, să nu băgăm, cam atât. Uitați-vă. Deci noi l-am înlocuit pe partea dreaptă. În ce hal sunt de atâta timp? Foarte subțiri, nu cred că au 8 mm. Cred că au mai puțin, cel puțin aici în bordură. Dar aici are și o cotă. Practic, uitați ultimul. Ok. Băgăm cricul, folosesc cricul original al mașinii, noi folosim acest crocodil. Îl băgați aici, atrageți acest suport, băgați cricul normal. Noi folosim crocodilul acesta. Slăbiți, scoatem căpăcelele astea de plastic cu șurubelniță lată. Slăbiți înainte să ridicați roata. Ridicați mașina pe cric până când roata se învârte. Și după aceea frâna de mână o lăsăm liberă pentru că sunt discurile noi și vă dați seama că plăcuțele trebuie să stea libere deocamdată până băgăm. Deci frâna de mână o lăsați, nu o atrageți, o băgați doar într-o viteză, în prima viteză, și asigurați roțile cu două pene sau două pietre, mai românește. Acum, mergem la motor și desfacem capacul de la lichidul de frână, pentru că trebuie să împingem pistonul și lichidul trebuie să intre prin circuit, să vină în vas mai ușor. Asta că am pus asta mai
trebuie să demontăm atât etrierul cât și suportul lui. Folosim o cheie de 13 jos aici. Haideți să curăț înainte puțin zona. Ca să scoatem cablul de la frâna de mână, băgăm o șurubelniță aici, în zona aceasta, o șurubelniță lată, și împingem către... Pot să filmez puțin mai de departe? Așa, așa, dar să focalizez aici, da? Și împingem către în jos. Și tragem totodată de cablul de frână de mână către în sus, dacă aveți un patent la îndemână. Și am eliberat cablul de frână de mână. Eliberăm pârghia aceasta care este de la pistonaș și avem cablul de frână de mână liber. Acum, ca să-l scoatem, bine, nu trebuie să-l scoatem, dar să-l scoatem pentru ce vitalitate, ca să nu mutilăm acest... Avem o siguranță jos aici pe care trebuie să o... Băgăm o șurubelniță sus aici și răsucim de șurubelniță și o extrage. Mare grijă unde o depozitați, că e foarte o siguranță foarte finuță. Și acum împingem de cablu sau trageți de cablu către în jos. Și avem cablul de frână de mână extras. Și îl lăsăm liber. Ok. Acum cu cap de 13 băgăm aici și desfacem acest șurub. Mare grijă cu acest șurub. De ce mai vă spun mare grijă? Pentru că el are umerii aceștia. O să vă arăt pe unde intră umerii aceștia. Deci nu trebuie să schimbați poziția celălalt șurub de pe suport. Și acum ridicăm de etrier către în sus. Ne ridicăm tot de o șurubeniță. Nu se poate să fie ușor, să mergem mai ușor. Și acum, deci l-am ridicat în sus, nu o să ducă de tot pentru că lovește aici, în suport, și îl împingem către în spate. Și avem etrierul scos. Vedeți ce mizerie se acumulează de timp. Și îl lăsăm liber. Mare grijă să nu lovim acest ax. Nu avem momentan cu ce să-l protejăm. Dacă aveți o bucată de furtun, o să fac un timp, o bucată de furtun mai gros și îl bag pe el în timp ce lucrez aici. Acum trebuie să scoatem plecuțele de frână. Okay. Am scos plecuțele de frână. Este bine și indicat în momentul când puneți discul nou să puneți și plăcuțe noi. O să le schimbăm și noi cât de curând. Săptămâna aceasta am dat deja comandă de ele. Plăcuțele cea cu umărul acesta vine întotdeauna spre interior. Cea simplu vine către exterior, ca să știți multe.
V-am spus că șurubul acesta are două urechi. E, urechile acelea intră aici. Deci intră aici. Deci nu schimbați poziția acestui ax. Cu siguranță aici, aici. Acum cheie de 15. A, 17. 15. Șuruburile sunt acestea de prinse. Unul aici. Să curăț și pe ăsta. Șuruburile au pastă de blocare. O să le dăm și noi. Partea cealaltă am văzut că are pastă doar șurubul de jos. A. Cu crichetul că e mai ușor. Sus este curat. Așa și cu de fabrică. Da. Vezi că n-a fost umblat. Dar jos... Am extras călărețul, cum ziceam noi, de suportul de la etrier, acesta este. O să-l curățăm foarte bine. Vedeți, haideți să vezi prima. Acești umeri intră și blochează aici și se strânge. Da? Acum trecem la demontarea discului. Discul este prins într-un șurub aici. Pierdeți șurubul, pentru că la discurile noi nu se dau șuruburi de schimb. Și acum, dacă discul iese ușor, îl extrage ușor. Dacă nu...
asta este mai greu decât alta. Uite și asta ce... Mamă! Ți-a lucrat doar aici? Da. Ce șanță și-a făcut aici. Ăsta cel puțin a lucrat față de celălalt. Ăsta pe aici n-a lucrat deloc. De spate ambele au lucrat aici. Ok. Curățăm zona. Curățăm bine această suprafață, să nu existe rugină, o să-i dau și cu un șmigher puțin mai fin. Șmigher pe 320 este foarte fin. Pentru că în dreptul prezorilor s-a acumulat, după cum vedeți, discul la un șanț, aici se acumulează impozitul datorită timpului. Dacă tot ați umblat pe aici, mai curățați și dumneavoastră componentele, verificați amortizoare, arcuri, modalități de pozare a frânei, a cablului de frână de mână, conductă de frână, cablul de ABS, deci le verificați și dumneavoastră. V-am spus că trebuie să etrierul de la Astra G, din câte am văzut, nu știu de ce chestia asta, probabil cu un mijloc de siguranță, iese prin răsucire acest pistonaș, ca să zic așa. Din ce am observat, poate nu e așa, poate s-a răsucit el. Bun, mi-a
asigurăm că suprafața de aici nu are pietricele, impurități. Să fie curată foarte, foarte bine. De nichel. Potrivește fix. Punem șurubul. Așa. Cu T30, Torx T30. Avem noul disc. Ne asigurăm și noi că rulmentul ăsta se face cu roata, da? Rulmentul este bun. Este bun, că n-am avut de bun aspect. Ok. Trebuie să curățăm. Bine, ce port sunt ăla etier. Mai concret, zona unde calcă plăcuțele, văd că se este foarte cu foarte urâtă. S-a încins aramura, a rămas blocată. S-a încins foarte mult. Dar nu la mine. Da, nu, bineînțeles, să-ți dai seama. Atât, dă-mi. Și cu un șmigher o mai o aducem la cât de cât. Crezi că le-a curățat pe astea? Nu. Le-a curățat în fază. Ca mașină și greu de curățat. Nu, dar în general lumea vine, dă plăcuțele jos, vine cu celelalte, le pune. Deci nu sunt mai sigur. Aici se dă cu o pastă specială, un praf. Și una plăcuță. Da, o să le dau și la una. Sunt sigur că este singur. Și pastă, da. Folosim o pastă de blocare Proloc. Nu o să mai vede ea cine știe ce, foarte bună, și dăm doar pe șurubul de jos, exact cum a fost dat. E suficient.
filetăm și pe cel de sus. După ce... Cuplurile o să vi le pun pe forum. Bun. Să curățăm și plăcuțele. Intră lejer, îi băgăm siguranța și aici. Nu are de urși cum așa? Da. Invers, da. Datorită faptului că a făcut șanta aici, plăcuțele astea o să le înlocuim, dar până le înlocuim ca să nu preia și discul nou aceea suprafață, le iau la șmilgher și le îndrept cât de cât. Oricum vor fi schimbate, înlocuite. Afecteze discul nou. Aici intră, intră, bun. La fel și văd că asta e mai bună, cea de pe față, unde a lucrat pe față aici. Văd că este mai bună. O să unde puțin și pe asta. Așa. Băgăm siguranța și aici. Thank you.
fost la fel. Da. Că în parte era. Da. Asta o opție. Bun. Acum, dacă etrierul la plăcuțele noi, uite, văd că și ăsta o să trebuie să-l răsucesc puțin. Da, dar nu înțeleg chestia asta. Care e faza? Gata. Mai trebuie. Și ăla a fost mort. Nu, merge. Să-i se dau cu un odeu aici. Trebuie să intru un pic foarte acolo. Da. Așa. Venim cu etrierul, îl băgăm aici. Da? Nu-l băgați deasupra. Deci nu așa deasupra, pentru că nu o să vă meargă. El intră doar într-o singură poziție, sub acel lupin. A trecut. Îl lăsați în jos. Stai să vedem. Nu intră asta. Era. Nu merge. Da. Da. Trebuie să lasă. Faci o leacă pedală și o să-i dai din. Acum băgăm șurubul. Așa. Și avem grijă să intre pe și pe ghidajul. Cu 13 îl strângeți. Gata. Ok, acum cablul de la frâna de mână prin acest ochi. Așa. Nu prindeți acum siguranța. Fixați întâi cablul și siguranța o să vă intre foarte ușor după.
simul. Un levier, nu. Este un levier. Chiede no. O să slăbesc cablul de la frâna de mână. Să-mi intre mai ușor. Cablul este aici. Așa cu siguranță intră foarte ușor jos aici. Da, furtul ăla până gata. Furtul ăla. Da, gata. A intrat. O montăm roata. O să fac câteva curse la până de mână. Thank you.
și o să reglăm după aceea. Capacele, strângem roata, lăsăm mașina pe pic, punem capacul la rezervorul de la lichid de frână. Oricum, maxim trebuie să fie mai sus. Dar tu ai uzură și pe plăcuțele de pe față. Când le schimb, le schimb de data costă. Toate. Da. Cu acestea fiind spuse, eu, Casper și operatorul de astăzi, Laurențiu, vă spunem numai bine.